deschidem scripturile. Vom continua, fiindcă duminica trecută s-a deschis acest subiect al rugăciunei Anei. Vom reciti din 1 Samuel, capitolul 1, primele 19 versete. Era un om din Ramataim Tsofim, din muntele lui Efraim, numit Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Elihu, fiul lui Tofu, fiul lui Tsuf, efratit. El avea două neveste, una se numea Ana, iar cealaltă Penina. Penina avea copii, dar Ana n-avea. Omul acesta se suia în fiecare an din cetatea sa la Silo ca să se închine înaintea Domnului oștirilor și să-i aducă jertfe. Acolo se aflau cei doi fii ai lui Eli, Hofni și Fineas, preoți ai Domnului. În ziua când își aducea Elcana jertfa, dădea părți nevestei sale Penina tuturor fiilor și tuturor fiicilor pe care le avea de la ea. Dar Ana îi dădea o parte îndoită, căci iubea pe Ana, dar Domnul o făcuse stearpă. Potrivnica ei o înțepa deseori ca să o facă să se mânie, pentru că Domnul o făcuse stearpă. Și în toți anii era așa. Ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, Penina o înțepa la fel. Atunci ea plângea și nu mânca. Elcana, bărbatul ei, zicea: Ana, pentru ce plângi și nu mănânci? Pentru ce ți este întristată inima? Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Ana s-a sculat după ce au mâncat și au băut ei la Silo. Preotul Eli ședea pe un scaun lângă unul din ușorii templului Domnului. Și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. I-a făcut o juruință și a zis: Doamne, Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale și dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și brici nu va trece peste capul lui. Fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului, Eli se uita cu băgare de seamă la gura ei. Ana vorbea în inima ei și numai buzele și le mișca, dar nu îi se auzea glasul. Eli credea că este beată și a zis: Până când vei fi beată? Du-te de te trezește. Ana a răspuns: Nu, domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei și n-am băut nici vin, nici băutura amețitoare, ci îmi vărsam sufletul înaintea Domnului. Să nu iei pe roaba ta drept o femeie stricată, căci numai prea multă mea durere și supărare m-a făcut să vorbesc până acum. Eli a luat din nou cuvântul și a zis: Du-te în pace și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care i-ai făcut-o. I-a zis: Să capete roaba ta trecere înaintea ta. Și femeia a plecat, a mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. S-au sculat dis de dimineață și după ce s-au închinat până la pământ înaintea Domnului, s-au întors și au venit acasă la Rama. Amin. Plecăm capetele pentru rugăciune, pentru un frate care este îndemnat de Duhul Domnului. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne vorbească și în dimineața aceasta. Amin. Așezați. În dimineața aceasta am ales să vorbesc despre amărăciune, sufletul amărât, despre supărare, despre mânie, despre frustrare, dezamăgire, emoții care de multe ori răvășesc sufletul nostru, viața noastră. Dar în mod deosebit mă voi opri asupra soluțiilor. De aceea titlul mesajului este: Dacă vrei să scapi de amărăciune. Dacă vrei să scapi de amărăciune. Amărăciunea este o experiență de viață comună tuturor oamenilor. Fiecare dintre noi trăiește, poate chiar acum,
experiențe de genul acesta, amărăciuni pe care le poartă în suflet. Mulți care vin la casa Domnului, vin ca și Ana, cu sufletul amărât, cu lacrimi, cu supărare. Amărăciunea vine și peste cei din poporul lui Dumnezeu, vine și peste copiii lui Dumnezeu. Amărăciunea vine și peste cei bogați. Ana nu era o femeie săracă. Ana avea tot ce îi trebuia, Ana nu avea nicio lipsă materială, nu îi lipsea ceva în mod deosebit la nivelul bogăției. Soțul ei era un soț bogat și îi spunea, îți dau dublu, îți dau ce vrei, numai să fii fericită, să fii veselă. Ea nu era nici măcar supărată că n-avea copii. Ea era amărâtă din alt motiv, pentru că avea o potrivnică, cineva care o înțepa. Pentru că amărăciunea tocmai vine peste bogați, peste femei, peste cei căsătoriți. Amărăciunea poate fi produsă și de cei apropiați, din familie. Ea locuia în casă cu această penina, care o înțepa mereu, deseori. Și o făcea să se mânie. Amărăciunea poate fi produsă de oameni, de cei apropiați, din familie. De aceea, de multe ori, durerea este mai mare când cineva apropiat, cineva în care ai încredere, cineva care ar trebui să stea lângă tine, cineva care ar trebui să te ajute, cineva care ar trebui să te înțeleagă, tocmai mai mare este amărăciunea când poate cel care ar trebui să fie alături de tine te înțeapă și te face să fii cu sufletul amărât. Doare mai mult palma celui apropiat. Dor mai mult cuvintele celui care ar trebui să te ridice, să te încurajeze, decât dacă le-ar spune un străin. Amărăciunea poate veni din senin, când nu te aștepți, și probabil penina se distra pe tema asta. Se uita poate mereu spre Ana și zicea, ia să văd, parcă o văd puțin cam bucuroasă astăzi, ia să-i stric eu ziua, ia să-i zic eu vreo două. Amărăciunea poate veni și poate apărea chiar în casa lui Dumnezeu. În toți anii era așa. Ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, penina o înțepa la fel. E cam ciudat asta, nu? Adică tu îți propui să mergi la închinare, tu îți propui să mergi la casa Domnului și exact atunci, penina își pregătește acul. Exact atunci. Ori de câte ori se suiau la casa Domnului, adică niciodată, în celelalte zile, era așa sporadic, deseori, adică de multe ori. Dar totdeauna când trebuia să meargă la închinare, când trebuia să meargă la casa Domnului, atunci niciodată nu ezita penina, niciodată nu lipseau înțepăturile ei, vorbele ei, totdeauna. Știi de ce? Pentru că amărăciunea nu e altceva decât o travă a diavolului. Este injecția lui. O înțepa. Pentru că diavolul avea în vedere ceva. Nu cumva să vii în casa lui Dumnezeu, nu cumva să ai o relație apropiată cu Dumnezeu, nu cumva să te bucuri de prezența lui Dumnezeu. Că atunci când mergi la închinare, totul să pară plictisitor, totul să pară urât, totul să pară negru în jurul tău. Pentru că asta vrea diavolul. De aceea în această zi, Nu vreau doar să înțelegi dacă vrei să scapi de amărăciune. Nu, tu trebuie să scapi de amărăciune. Pentru că amărăciunea tocmai asta țintește. Țintește ca tu să nu te rogi, ca tu să nu te bucuri, ca tu să nu ai o părtășie cu Dumnezeu. Și Ana mergea acolo și ea nu putea sta la masă cu ei, ea nu putea mânca, ea nu se putea împărtăși, pentru că vorbim despre o împărtășire. Deci când noi spunem că stătea la masă, nu era doar mâncare, era vorba și de aceea împărtășire. Echivalentul a ceea ce facem noi la masa Domnului. Nu te poți împărtăși, nu ai emoție, sentimentul, nu ești în starea în care să te poți împărtăși, să stai la masă cu Domnul, să te bucuri. Și totdeauna când venea în casa lui Dumnezeu, ea nu venea niciodată cu bucurie și când pleca de acolo, pleca totdeauna mai rău. Pentru că asta vroia diavolul. Și penina nu era altceva decât agentul secret al diavolului. Asta era penina. Amărăciunea
poate fi produsă doar de vorbe. Penina nu făcea nimic altceva. No, nu-i dădea în cap, nu-i dădea palme, nu-l lua la bătaie. Doar vorbe. Aviz amatorilor de vorbe, cât rău pot face doar vorbe. Am spus. N-am făcut nimic altceva, n-am omorât pe nimeni, n-am dat în cap, nu i-am făcut nimic, nu l-am atins cu nimic. Dar o vorbă poate ucide mai mult, o vorbă poate strica mai mult. De aceea să fim atenți la vorbele noastre. Să vedem ce fac vorbele noastre în relația cu semenii, în relația cu Dumnezeu, cât zidesc, cât îi ajută pe oameni să se închine vorbele noastre. Îi ajută sau îi rănesc? E ușor să vorbești. Da, Penina avea dreptate. Știți cam cum o înțepa ea? Ăsta era motivul, pentru că Domnul o făcuse stearpă. Hei, stearpă, blestemat-o, ai făcut tu ceva. Nu degeaba ești tu stearpă. Orică ești rea, orică ai tu vreun păcat, orică... Și avea cu ce să o înțepe. Avea să-i spună. Și ea folosea cuvântul Domnului. Da, uite, în lege scrie acolo că binecuvântat, că binecuvântarea Domnului este peste cei care îl slujesc pe Domnul și când Domnul te binecuvântează, ai copii, tu n-ai copii, deci nu ești binecuvântată, blestemată ești, păcătoasă ești, lepădată ești. Și erau doar vorbe, dar vorbele astea o loveau cumplit pe Ana. Și amărăciunea, iată, poate deveni o normalitate, o rutină. Ceva care se producea deseori. În toți anii era așa. N-a existat odată să vină și ea la casa lui Dumnezeu, să se bucure, să aibă și ea o închinare, să aibă și ea o vorbă bună. Niciodată. În toți anii era așa. Asta urmărea diavolul. Ce ciudat este că amărăciunea poate produce plăcere celor care o produc. Adică Penina își găsea plăcere în asta, ea se distra cu asta, ea se simțea bine, i-a mai zis vreo două, n-are decât să se pocăiască, are ea vreun păcat, are ea ceva, e ceea ce se numește bullying, să te distrezi pe seama altora, să le faci rău și să te bucuri de asta. Să crezi chiar că faci bine, să crezi că ești puternic, tu ești credincios, că îi spui vreo două. Întâlnesc deseori oameni care spun, mi se întărâta duhul. Mai vedeți care duh se întărâtă. Oameni care nu se pot abține, care trebuie să spună tot ce gândesc și nu întotdeauna gândesc bine. Și de fapt, de cele mai multe ori nu gândesc bine. Cei care spun tot ce gândesc, de obicei, sunt cam departe. Psalmistul spune la un moment dat, cam cât de departe sunt gândurile noastre. Știți cât sunt de departe gândurile noastre? Vreți să le măsurați? Știți cât sunt de departe gândurile noastre de gândurile lui Dumnezeu? Știți cât de departe? Cât sunt cerurile față de pământ? Miliarde de ani lumină. De aia nu spune totdeauna tot ce gândești, că tu ești sincer. Da, tu spui ce gândești, dar gândurile tale sunt departe mii de ani lumină de gândurile lui Dumnezeu. Penina era sinceră. Penina era și credincioasă, ea are copii, ea merge, se poate închina, e poate bucura. Tu stearpă, stai acolo și plângi. Păcătoasă ce ești. Blestemată ce ești. Stai acolo și plângi. Pocăiește-te. Amărăciunea te lasă fără cuvinte. Ana n-avea ce să spun, nici în rugăciune, nu se ruga. Nici măcar nu putea deschide gura. Ea spune la un moment dat... Să nu crezi că-s beată, nu, Eli, stai că să nu facem confuzie. Numai multa mea durere, multa mea supărare, amărăciunea, m-a lăsat fără cuvinte, nici măcar nu pot vorbi, nu pot deschide gura, doar așa mișc buzile, dar asta face amărăciunea, te lasă fără cuvinte. Îți taie apetitul, pofta de mâncare, nici nu putea mânca. Nu se putea împărtăși, nu putea sta la masă, slăbea, nu știu, era într-o stare și depresia cu tentaculele ei, parcă puneau amprenta zi de zi pe ea, amărăciune, durere, supărare, mânie, acestea sunt cuvintele care apar, lipsă de apetit, lipsă de dorință de a trăi, de a se închina.
îți distruge dorința de viață, parcă dorești să nu mai trăiești, pentru că asta îi se spunea, femeie stearpă, ca un copac fără fructe, ca un pom uscat, asta ești uscată, stearpă. Și avea Penina cuvinte destule și avea metafore destule ca să o înțepe și să o facă să plângă. Și amărăciunea te face vulnerabil, sensibil, fragil. Și știți cum e, o să revenim asupra subiectului, dar de obicei persoane de felul acesta devin sensibile, apoi orice vorbă. Și dacă nu spunea Penina ceva, deja știți că e cel care ia bătaie mereu, când se apropie cineva, el totdeauna deja se pregătește de următoarea lovitură, deja zice, stai, de unde o primesc acum, cum o iau acum? Cam asta te face mereu, spui, acum mai zice una, acum mai face ceva. Asta face amărăciunea. Amărăciunea te izolează, te face antisocial, adică să nu-ți placă să stai în jurul oamenilor. Crezi că toți oamenii vor să te înțepe, crezi că toți oamenii cred despre tine că ești păcătos, că ești blestemat, că ești un vai de tine. Și atât de ce ea nu putea să stea împreună cu ceilalți, nu putea să stea la masă, masă însemna și părtășia cu ceilalți, să stai de vorbă. Ea s-a închis, s-a izolat, nu putea. Și chiar rugăciunea asta n-a însemnat altceva decât izolare, unde să mă retrag, aș pleca, aș fugi undeva, dar unde să mă duc? Și a găsit un loc. Unde poți să te duci cu problema ta? Unde poți să te duci cu amărăciunea ta? Cine îți poate înțelege suferința? El cana superficial, las că eu îți dau mâncare. Porție dublă. Rezolvăm problema cum? Cu mâncare, cu bani, ce vrei, îți cumperi, hai. Dar problema ei, problema ei nu putea fi rezolvată așa. Amărăciunea te face victimă, te face victima preferată. Tocmai acelor care practică bulismul acesta, bullying-ul acesta, adică să-și bată joc de alții, găsesc victima preferată. Și apoi, dacă omul ripostează sau nu ripostează cum trebuie, agresorul își face mereu și mereu lucrul său. Penina o înțepa mereu pentru că știa că are pe cine. Era victima preferată. Când vrea să se distreze, avea deja jucăria acolo. Îi plăcea să o vadă chinuindu-se. Îi plăcea să o vadă plângând. Îi plăcea. Dar atenție, pentru că amărăciunea te poate îndepărta de Dumnezeu, de casa lui Dumnezeu. Vă dați seama că totdeauna când Elcana spunea ne pregătim, mergem să ducem jertfa, Ana n-avea nicio plăcere, n-avea nicio bucurie pentru că știa ce urmează. Pentru că ori de câte ori se suiau la casa Domnului, Penina o înțepa la fel. Și n-avea nicio plăcere să meargă la casa lui Dumnezeu. N-avea nicio plăcere de rugăciune, n-avea nicio plăcere de închinare. Ce Dumnezeu este acesta care nu mi-a dat copii, am o viață distrusă, plină de amărăciune, plină de durere și parcă totul era griu în jurul ei, totul era pustiu în jurul ei și amărăciunea te poate îndepărta de Dumnezeu, de biserică, de casa lui Dumnezeu, de adevăratul sens al casei lui Dumnezeu. Dar a venit o zi când s-a întâmplat ceva, s-a schimbat ceva. Pentru că amărăciunea, să știi că nu este altceva decât reacția ta personală la factorii negativi din jurul tău. Atenție mare în această zi la amărăciune, pentru că amărăciunea este emoția ta. Controlul e la tine. Dar observați ce spune aici, potrivnica ei înțepa deseori ca să o facă să se mânie. Cine se mânia? Ana. Penina doar o făcea să se mânie. Acul era la ea. Cine se supăra? Ana. Cine se supără? Tu. Cine este amărât? Tu. Dacă vrei să scapi de rugăciune, de amărăciune, trebuie să înțelegi că e ceva ce ar trebui să faci tu. Obișnuiesc să spun, butonul îl avea totdeauna Penina. Ea totdeauna apăsa pe buton. O văd pe Ana cam veselă azi. Apăs pe buton și mi-ai dau o amărăciune. Și întotdeauna când Penina apăsa butonul, dintr-o dată Ana se schimba la față, dintr-o dată curgeau lacrimi, dintr-o dată era sufletul amărât cu inima strânsă.
pentru că pe Nina o domina, o controla pe Ana. Amărăciunea nu e altceva decât reacția ta. Cineva îți spune vorbe și tu reacționezi. Cum reacționezi? Plângi, te izolezi, te închizi, te amărăști și așa mai departe. Amărăciunea este reacția ta. Supărarea e reacția ta, e răspunsul tău la provocările dușmanilor. Și tocmai fiindcă e răspunsul tău, în această zi vreau să spun că tocmai soluția nu e la alții. Soluția e la tine. Soluția e la tine și tu poți cu adevărat să scapi de amărăciune. Poți să scapi. Și cum poți să scapi? Sunt trei lucruri fundamentale pe care le-a făcut Ana și pe care le poți face și tu astăzi. Le putem face fiecare dintre noi astăzi. Dacă vrei să scapi de amărăciune, vino înaintea Domnului cu ea. N-avea cui să-i mai spună. Soțul nu o înțelegea, nu avea pe altcineva, probabil nu mai avea părinți, nu știm la cine să se ducă ea cu problema ei, cu necazul ei, cu durerea ei, cu amărăciunea ei. Cu cine? La cine să meargă? Așadar, Ana își ia inima în dinți. De data asta spune, anul acesta, în ziua aceasta, vreau să schimb ceva. Vreau să fac ceva. Nu se mai poate. Poate este ultima șansă, poate este ultimul an. Nu vreau, viața mea nu poate să meargă înainte așa. Ce fac cu amărăciunea mea? Vin înaintea Domnului cu ea. Și Ana s-a sculat, după ce au mâncat și au băut ei. Ea n-a mâncat. Ei au mâncat, ei au băut, ei au stat la masă și s-a dus, se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Ce înseamnă să te rogi cu sufletul amărât? Înseamnă să-ți iei amărăciunea și să o transformi în rugăciune. Ia amărăciunea ta și pune-o în cuvinte, chiar dacă nici nu ți ies cuvintele de pe buze, parcă stau în gât cuvintele, nu pot nici să te rogi. Vino înaintea Domnului cu amărăciunea ta, spune-i lui necazul tău, spune-i lui problema ta, spune-i lui durerea ta, neliniștea ta, temerile tale, spune-le Domnului prin rugăciune. Varsă-ți amărăciunea, asta îmi place, ea folosește niște expresii deosebite, învărsam sufletul. Sufletul ca sediu al emoțiilor, al sentimentelor, învărsam sufletul, îmi aduceam neliniștea mea, amărăciunea mea, durerea mea, toate emoțiile, toate sentimentele mele, le-am adus, le vărsam înaintea Domnului. N-are rost să spui celor din stânga sau din dreapta, n-are rost să stai, să te închizi, să le ții acolo, pentru că și psihologii spun asta, nu pot, toate emoțiile noastre nu pot fi închise, ele trebuie să fie cumva exteriorizate, scoase în afară. Și noi de obicei răbufnim, sunt acele răbufniri ale emoțiilor, ale amărăciunii, ale mâniei, pot răbufni fie prin violență verbală, fizică, te cerci, îi spui și tu două peninei, te cerci, tu, dai și tu cu pumnul, strici ceva, sau le ții în interior și explodezi singur, te autodistrugi. Îți distrugi sănătatea, stomacul, ficatul, pancreasul, toate organele, multe boli, să știți că sunt provocate de aceste amărăciuni. Amărăciuni care rămân acolo înăuntru, amărăciuni care te macină pe dinăuntru și stai mereu și an de an și an de an se adună acolo și îți dai seama că te autodistrugi. Însă există o altă soluție. Vino cu amărăciunea înaintea Domnului. Este o expresie, îmi place de ea, aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre. Să arunci înseamnă nu doar iei și pui încet, adică să te gândești, să ai timp, nu, am luat, am aruncat, cât mai departe, asta înseamnă arunca, cât mai departe. E ceva de care vrei să scapi, ceva care trebuie să faci repede, nu să spui, să mai văd eu, poate duminica viitoare, poate anul viitor, poate la cina următoare, poate nu știu când altă dată, nu. Aruncă astăzi toate îngrijorările, toate neliniște, toate frământările tale. Lasă la picioarele lui povara ta. Ești în această zi în casa lui Dumnezeu locul cel mai potrivit ca să scapi de amărăciune.
Ești înaintea celui care te poate înțelege, care te poate ajuta, care te poate scăpa de amărăciune. Domnul poate scăpa, slăvit să fie numele Lui. Dacă vrei să scapi de amărăciune, vino înaintea Domnului cu ea. În al doilea rând, dacă vrei să scapi de amărăciune, gândește-te la inițiative. Ce poți face tu? O, dacă aș scăpa eu de Penina, dacă s-ar pocăi Penina, dacă ar avea și femeia asta un pic de... Dacă ar fi și ea, măcar să aibă minte, măcar să aibă empatie, să aibă și ea ceva, dar nimic, și aștept să se schimbe Penina. O, și bărbatul ăsta măcar de-ar înțelege că viața nu-i mâncare și nu-i cadouri și nu-i doar lucruri materiale și nu-i doar bani și nu-i doar muncă și nu-i doar casă, e altceva, o femeie poartă alte dureri, alte tristețe, nimic. Cum să scape? Și te gândești la ce ar trebui să facă alții. O, și preotul ăsta nici el nu înțelege, uite și el acum mă pune în categoria femeilor desfrânate, bețive și... Ca o femeie stricată, cam așa a pus-o el, imediat a pus-o în categoria, o femeie și-a pierdut mințile astea. Uite, vorbește singură, nici nu se înțelege, aiurește. În această zi nu te mai gândi la Penina, nu te mai gândi la Elcana, nu te mai gândi la Eli, nu te mai gândi la alții din jurul tău. În această zi gândește-te doar la tine, la inițiative, la ce poți face tu. Uită-te spre nevoile din jurul tău și implică-te. Bun, ce aș putea face eu? Doamne, dacă îmi vei da un copil, ce-l voi închina ție, îl voi aduce în casa Domnului. Ea deja își făcea planul cu privire la asta. Dăruiește, jertfește, promite. Nu poți scăpa de amărăciune doar stând așa și intrând într-o stare din asta de cum să o numesc eu, de nimic, de ceva plat. Întotdeauna, dacă vrei să scapi de anumite presiuni, dacă vrei să scapi de amărăciune, trebuie să faci ceva și trebuie să te implici să faci ceva. Dacă vrei să scapi de gândurile negre, trebuie să faci ceva, să te implici. Pentru că dacă stai în pat și dormi și dacă stai acolo, te izolezi undeva și te închizi și rămâi doar tu și gândurile tale, amărăciunea lucrează și mai mult, termină. Însă trebuie să te gândești la inițiative. Privește spre viitor și vezi cam cum ar arăta viața ta fără amărăciune. Și începe să gândești deja, începe să te pregătești. Eu mă imaginez deja, eu cred că Ana deja privea spre viitor. Credința asta înseamnă. Credința înseamnă să vezi ceea ce nu se vede încă. Asta e definiția credinței. Acea puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. O, eu aș vrea să văd și apoi nu văd nimic. Acum cu ochii aceștia. Dar credința înseamnă acei ochi care văd ceva ce nu este încă. Și probabil Ana deja se gândea la ce culoare să fie mantia, la ce culoare, cum să fie pregătite acele haine pentru copilul care se va naște, cum să fie numele, deja are inițiative, deja deviază cursul gândirii ei spre lucrurile pozitive, începe să vadă. Nu lăsa loc în gândurile tale pentru ceea ce fac alții. Și gândește-te astăzi la ceea ce poți face tu și ia inițiative, promite, Doamne, vreau să fac asta, vreau să mă implic. N-are rost să te gândești la ce fac alții, gândește-te la ceea ce poți face tu. Nu te uita spre ceea ce nu ai, ci uită-te spre ceea ce poți face. Asta a făcut Ana. Nu s-a plâns, Doamne, n-am și e greu. Ea în rugăciunea ei asta a făcut. Doamne, vreau să fac ceva, vreau să-ți dăruiesc, dacă tu îmi vei da un copil, eu vreau să... Și accentul cade pe ceea ce vrea să facă ea, pe ce vrea să facă. Ce vrei să faci cu viața ta, ce vrei să faci cu timpul tău, ce vrei să faci cu resursele tale, gândește-te astăzi, nu ai lăsat loc amărăciunii, de asta e în controlul tău. Gândește-te la inițiative. Al treilea rând, dacă vrei să scapi de amărăciune, trebuie să mai faci un lucru. Nu mai accepta provocările Peninei. E foarte,
Pentru mine e foarte simplu, eu cam așa văd scena. În fiecare zi, Penina cu acul, Ana, stearpă, blestemată, păcătoasă, lepădată. Și reacția Anei era totdeauna iar lacrimi, iar plâns, iar mă închid în cameră, iar încui ușa, iar nu mai ies 2-3 zile, iar nu mai mănânc o săptămână, iar m-am săturat de viață, iar sunt amărâtă, amărâtă și amărâtă. Dar s-a întâmplat că după ce și-a rostit rugăciunea, după ce s-a gândit ce are de făcut ea, se întoarce la masă și Penina iar o înțeapă. Unde ai fost blestemat? Unde ai fost stearpă? Numai că Ana nu-i mai produce plăcere Peninei, nu mai plânge. Fața ei n-a mai fost aceeași, adică fața ca expresia emoțiilor nu mai răspunde cum răspundea până acum provocărilor Peninei. Nu i-a mai dat bucurie, nu i-a mai făcut plăcere. Știi ce înseamnă asta? Scoate-o pe Penina din ecuația vieții tale. Scoate-o, ea nu există. Așa s-a dus Ana. S-a dus, s-a pus la masă, Penina a înțepat, s-a uitat spre ea. Penina, beată de tine. Eu am decis să mă bucur. Apasă Penina pe buton. Nu mai funcționează. Am tăiat firul. A, Penina râde. Râde Penina. Eu râd și eu. Am decis să nu mai răspund la provocările tale, să nu mă mai supăr, că vrei tu să mă supăr. Până acum tu mă făceai să mă mâni și îmi dădeam seama că eu eram ca o păpușă în mâinile tale. Am decis să nu mai fi așa. Orice spui tu, eu am decis altceva. Am decis să mănânc, am decis să-mi trăiesc viața, am decis să mă rog, am decis să fac altceva, eu am alte planuri, Penina. Nu mai răspunde la provocările Peninei. Scoate-o pe Penina din viața ta, nu există. Da, știu, pare ciudat, dar eu cam așa fac. Ce credeți că eu nu știu câți mă vorbesc de rău, câți mă urăsc, câți mă... Vorba românului. Nici în cot nu mă doare. De ce să-l fac plăcere? Să plâng eu că sunt alții răi, că sunt invidioși? N-are nicio rost. Nu răspund. Indiferența. Gândește-te la viitorul tău. Nu mai reacționa la vorbele altora. Bine spunea Scriptorul, nu lua seama la vorbele pe care le spun alții, n-are rost. De ce? Să dau satisfacție dușmanilor? Niciuna. Zero. Am decis să mănânc. Am decis să mă rog. Am decis să mă împărtășesc. Penina, tu înțeapă cât vrei, e problema ta. Răutatea ta se va întoarce la tine, răutatea ta te va afecta pe tine, pe mine. Nu mă mai afectează răutatea ta, invidia ta, prostia ta. Nu mă mai afectează. Pare foarte rău. Dar nu uita, asta e în controlul tău. Nu mai lua seama la vorbele altora, nu ne mai da credit, că cu cât le dai credit, cu atât le dai satisfacție. Ei în fiecare zi vor face asta. Penina tot a înțepat, până la un moment dat s-a rezemnat și a spus, nu merge cu asta. Și otrava, veninul, supărarea, nu mai mergea asupra Anei, a început să vină la Penina, normal, că dacă vezi că tu faci și n-ai nicio reacție, deja Penina, otrava ei de acum se întorcea la ea acasă. De asta, știți că acolo spune că vrăjmașilor, dacă le dai pâine, vei îngrămădi o grămadă de cărbune aprinși pe capul lor. Și ce înseamnă asta? Răul asupra lor se întoarce. Fă rău, da. Eu îți mai dau ceva, îți mai spun o vorbă bună, Domnul să te binecuvânteze pe Nina. Dar eu am decis să mă, bucur, eu am decis să mă rog. Și cărbunii aprinși deja o ardeau. De ce să te superi tu că sunt alții răi? De ce să nu mănânci tu că alții n-au minte? Că alții sunt invidioși să nu-ți trăiești tu viața? De ce lași ca amărăciunea să-ți conducă viața și să-ți distrugă sufletul? De ce?
Gândește-te asta, nu aștepta, nu aștepta absolut deloc, nici o secundă, nu aștepta să se pochească Penina. Penina va fi Penina. Iată știe să înțepe, atât o duce mintea. Lasă-o în pace. Ignoră. Ăsta e cuvântul meu preferat. Ignor. Oamenii n-au minte. Problema lor, îi ignor. Îmi place de David, același lucru. Frații lui, ai venit, te dai mare. Îmi place efectiv ce face David. S-a întors de la ei și s-a dus să stea de vorbă cu altcineva. Dar ce, eu n-am cu cine stau de vorbă? Trebuie să stau cu toți? Ai răutate, ai invidie, ai alte lucruri, dar am cu cine să stau de vorbă, am pe cine întreba. De ce trebuie să stau eu și să răspund cu amărăciune la provocările răutăților altora? De ce? Pentru că viața e în controlul meu, sufletul, emoțiile trebuie să fie în controlul meu, butonul trebuie să fie la mine, nu la Penina. Nu Penina trebuie să decide dacă eu mă bucur sau nu, dacă eu mănânc sau nu, dacă eu mă rog sau nu, dacă eu mă închin sau nu. Nu Penina trebuie să decide asta. De asta trebuie să o scoți pe Penina din viața. Șterge-o de pe listă. Nici nu-ți răspund, Penina. Pentru că am decis să stau de vorbă cu Dumnezeu. Nu mai răspunde provocărilor, nu mai reacționa la vorbele altora. Creșteți imunitatea față de ironiile ieftine. Fii imun. Și de asta mă lupt totdeauna să fiu cât mai imun. Vorbesc să vorbească. Emoțiile sunt în controlul tău, nu al Peninei. Penina vrea să te facă să te superi, așa că nu te mai supăra și deja ai eliminat-o pe Penina. Au italieni o vorbă, eu o folosesc des. Chi si arrabbia fa due fatiche. Una per arrabbiarsi e l'altra per farsela passare. No, pentru cei care nu știu italiană. Să te superi presupune două eforturi mari. Una, când te superi, deja te aprinzi și asta deja este un efort mare care îți distrug nervii și apoi să-ți treacă. Și poate ai nevoie de ani să-ți treacă o vorbă care ți-a zis-o cineva care n-a avut minte. Treaba lui când are minte. Vreau să fiu imun. Nu dau seama, îi tratez pe oameni ca atare, Penina, atâta știe. Atât o duce capul. Asta e, dar ce trebuie să reacționez? Trebuie să mă supăr eu, să mă enervez eu pentru prostia altora? Pentru răutatea altora? Pentru lipsa altora de empatie? Nu. Pare rău, Penina. Fă ce vrei cu viața ta, eu am decis ce fac cu viața mea. Eu mi-am adus necazul înaintea Domnului și vreau de aici încolo să fac ceva cu viața mea și voi face ceva măreț. De acum, Penina, o să plângi tu. Dar nu așa, de invidie. Că Domnul i-a dăruit anii un copil și a devenit unul dintre cei mai renumiți copii din istoria lui Israel. A devenit unul din copilul cel mai faimos pentru vremea aceea. Și pentru tot poporul și pentru toată poporul Israel a rămas ca un reper Samuel. Și când te gândești că femeia asta era o lepădată, o păcătoasă, o stearpă, o nimeni, o nimica. Deci într-o zi a decis să nu mai dea credit pe nimeni, să nu mai dea muniție. Că știi cum îi dai muniție diavolului când te superi? Când te superi îi dai satisfacție, îi dai muniție. Nu vreau să dau muniție. Nu mai vreau să-i pun glonțul pe țeavă. Îmi pare rău. Glonțul tău e amărăciunea. Eu nu ți-l mai pun. Împușcă pe cine vrei. Pe mine nu m-a mai prins. Înțeapă pe cine vrei. Am devenit imun. Mi-am luat protecție, tablă. Am decis să mă bucur. Am decis să mă rog. Am decis să-mi iau viața în mâini. Am decis să stau doar eu și Dumnezeu. Doar tu contezi, în această zi vreau să înțelegi, doar tu contezi, tu și Dumnezeu. Nu tu și Penina, nu tu și Elcana, nu tu și Eli, nu tu și alții, nu tu și problema, nu tu și boala, nu tu și lipsa, nu tu și criza, nu tu și neputința, nu. Dacă vrei să scapi de amărăciune în această zi, trebuie să crezi lucrul acesta, doar tu contezi, tu și Dumnezeu. Viața ta nu e în funcție de alții. Viața ta nu este în funcție de cei din jurul tău, nu este în funcție de împrejurări. Viața ta
E doar între tine și Dumnezeu. Doar tu și Dumnezeu contează astăzi. Nu tu și amărăciunea. De asta nu mai da valoare amărăciune. Nu mai da credit vorbelor. Să vorbească. Să facă spume la gură. Că nu mă interesează. Nu mai da importanță Peninii, că Penina se credea importantă. Că avea microfonul, spunea ce vroia și eu, de aici încolo, ți-am tăiat firul. Vorbește singură Penina. Dacă vrei să se supere cineva, doar tu ai rămas să te superi. Eu am decis să nu mă mai supăr. Dacă tu ai doar venin, trebuie să-l bei tu. Eu nu-ți mai beau veninul, îmi pare foarte rău. Ia-ți paharul. Eu am decis să ridic un pahar al bucuriei. Eu am decis să ridic un pahar al biruinței. Paharul cu o travă, bea-l tu, Penina, dacă doar de asta ești în stare. Doar o travă știi să scoți pe limba ta, pe gura ta. Dacă atâta știi să dai, bea-o tu de aici încolo. Eu nu mai beau o travă ta. Asta trebuie să faci. Nu mai lăsa emoțiile să te conducă. Nu mai lăsa emoțiile în controlul altora. Nu mai aștepta schimbări din afară. Nu aștepta astăzi, nu aștepta să se schimbe Elcana, nu aștepta să se schimbe Penina, nu aștepta să se schimbe Eli, nu aștepta să se schimbe nimeni și nimic nu trebuie să se schimbe. Nici măcar copilul, adică ea nu spune, dar dacă o să văd copilul, o să mă schimb și abia de atunci scăp de amărăciune. Nu, imediat, atunci. Atunci s-a rugat, atunci a făcut juruința, atunci s-a închinat și când s-a ridicat, n-avea nimic, n-avea copilul în brațe. N-avea problema rezolvată, nu s-a pocăit Penina, nu s-a pocăit nimeni, altcineva, nu s-a schimbat. În jurul ei nu s-a schimbat nimic, nimic nu s-a schimbat în jurul ei. Ceea ce s-a schimbat? În lăuntrul ei. Doar ea s-a schimbat atunci. În momentele acelea doar Ana și-a schimbat, și-a schimbat atitudinea. Nu aștepta să se schimbe nimic în jurul tău, nu aștepta să se schimbe șefii, patronii, colegii, vecinii, prietenii, rudele, soțul, soția, să schimbe alții, să rămână cum vor. Schimbarea în bine începe cu tine. Tu trebuie să te schimbi, tu trebuie să schimbi atitudinea, modul în care privești lucrurile, modul în care ripostezi, modul în care trăiești, tu decizi. Nu mai lăsa pe Penina să decidă dacă tu mănânci sau nu, dacă tu te rogi sau nu, dacă tu te bucuri sau nu, dacă tu primești amărăciunea, dacă tu bei paharul ei cu o travă sau nu. Nu trebuie să mai conducă ea viața ta. Tu trebuie să-ți iei viața în mâini. Schimbarea începe din interior. Schimbarea începe cu atitudinea ta. Nu trebuie să schimbi atitudinea Peninei. Schimbă-ți tu atitudinea față de ea și deja problema e rezolvată. Penina a rămas Penina și a rămas așa. Nu te aștepta, nu te aștepta să se schimbe alții, că nu or să se schimbe. Ba dimpotrivă, o să le facă plăcere, să-ți facă rău, să te vorbească, să te calce în picioare, să te zdrobească. Ei nu se vor pocăi niciodată, nu vei scăpa niciodată de oameni răi, oameni care îți produc amărăciune, suferință, durere, nu vei scăpa niciodată aici pe pământul acesta. Dar dacă vrei să scapi de amărăciune, tu nu trebuie să scapi de oameni, nu trebuie să scapi de Penina, atenție, nu trebuie să scapi de Penina, tu trebuie să scapi de amărăciune. Modul în care Penina știe să te controleze, să te domine, să te facă să plângi. Penina o făcea să se mânie. Schimbarea începe cu rugăciunea. Vin înaintea Domnului cu rugăciunea ta, spune, Doamne, ce pot să fac eu? Nu mă mai interesează alte lucruri, vreau să fac ceva. Vreau ca tu să iei aminte, vreau ca tu să-mi schimbi viața, vreau ca tu să mă ajuți. Schimbarea începe odată cu implicarea. Și asta îmi dau seama, eu cu cât mă implic mai mult, alții vorbesc, treaba lor. Când ai mereu ceva de făcut, când viața ți este plină, când agenda ți este plină, când faci atâtea lucruri, nici nu mai am timp să mă gândesc eu, Penina, treaba ei. Alții vorbesc, să vorbească, eu am multe lucruri de făcut. Neemia, hai să vorbim, hai să ne întâlnim, că se aude despre tine, că se zvonește, că se spune, că lumea întreagă, că vuiește. Pare rău, n-am timp. Am o mare lucrare de făcut, adică nu am multe lucruri de zis, eu am multe de făcut. N-am timp de tine, n-am timp de poveștile voastre, n-am timp de vorbe, de vuite, de zvonuri, de bârfe, n-am timp, pentru că eu am multe de făcut. Eu am o mare lucrare de făcut. Și dacă ne gândești la Ana, exact asta s-a întâmplat. Penina, nu mai am timp de poveștile tale,
de prostiile tale, eu am o mare lucrare de făcut. Eu voi avea un copil pe brațe. Eu îl voi aduce pe izbăvitorul lui Israel, pentru că asta a fost judecător, unul dintre cei mai respectabili judecători. Eu am altceva, mult mai măreț decât bârfele tale. Am ceva mai mult de făcut decât părerile tale și zvonurile tale și nu știu ce mai ai tu acolo prin cap. Nu mai am timp de asta. Eu am altceva de făcut, nu de zis. Schimbarea începe cu indiferența. Ignoră. Pentru că asta trebuie. Dacă vrei să devii imun, nu mai lua seama. Că pe pământul ăsta sunt 7 miliarde de oameni. Dacă unul te înțeapă, nu o să te duci mereu, hai, am venit pe Nina, bună dimineața, am venit să-mi dai o travă. Acolo, unde e? Hai să mă înțepi. Pare rău. Înțeapă pe cine vrei. Eu am cu cine sta de vorbă. Eu am alte lucruri de făcut. Nu știu dacă vă place, nu știu dacă doriți, știu că poate unii zic că nu e chiar așa, nu știu. Eu am avut prieteni evrei și mi-amintesc, asta este o experiență personală. Când eram copil, el mi-a spus, dacă te bat părinții, să nu plângi, să râzi. De ce? Că ai să vezi că nu se mai bat. Și așa făceam. Ori de câte ori vreau să facă ceva, eu în loc să plâng, eu râdeam. Ziceam, nu merge cu el. Poate ce, eu stăteam în fața lor, dați-mi. Ce ați rezolvat? Și trebuia să schimbe atitudinea, nu eu. Să o fac altfel să fie. De ce să aștepți ca alții să fie bun cu tine când tu poți schimbarea în bine să fii bun fără ca alții să fie buni? Nu aștepta să se pocăiască pe Nina. Nu aștepta să se pocăiască altcineva. Nu aștepta să schimbe altcineva, pentru că pocăința înseamnă schimbarea atitudinii, schimbarea minții. Nu te aștepta. În această zi, dacă vrei să scapi de amărăciune, vreau să înțelegi clar acest lucru. Ceva trebuie să se întâmple nu în afara ta, nu în exteriorul tău, ci în interiorul tău, în atitudinea ta. De aceea, dacă vrei să scapi de rugăciune astăzi, vino înaintea Domnului cu ea. Stai de vorbă, tu cu Dumnezeu, este singurul care înțelege ceea ce simți, ceea ce suferi, știe totul despre tine, cunoaște, poate El tocmai de asta El te-a dus până aici, ca să înțelegi valoarea unui copil, ca să înțelegi valoarea casei lui Dumnezeu, valoarea rugăciunii. Ea a devenit un model, o femeie amărâtă, o femeie care era considerată de alții o păcătoasă, El i-a pus-o și El în ce categorie a pus-o și totuși femeia asta, prin atitudine a devenit una dintre femeile Bibliei cu care se bucură de cel mai mare respect, una din modelele biblice pentru femei și nu numai pentru femei. Rugăciunea ei rămâne ca un reper pentru multe generații și pentru mine am avut multe, multe de învățat de la această femeie, de la atitudinea ei și îmi dau seama că Penina există în jurul nostru și îmi dau seama că experiența este o experiență comună, că te întâlnești cu aceste situații zilnic, în fiecare an, ori de câte ori te duci, ori de câte ori vrei să te închini, ori de câte ori vrei să faci ceva, Penina e acolo, cu acul ei. Și trebuie să ai de învățat. Gândește-te la inițiative. Nu te mai gândi la vorbe. Gândește ce faci tu. N-am timp de povești. Eu vreau să fac ceva. Eu vreau să mă implic, eu vreau să dăruiesc, eu vreau să promit, eu vreau să fac ceva. Și Ana a făcut în fiecare an, ea stătea un an de zile, pregătea mantia, pregătea haine, în fiecare an mergea, stătea de vorbă cu Samuel. Nu mai accepta provocările pe Ninei. Nu mai da valoare amărăciunii, nu mai da credit vorbelor, nu mai da importanță pe Ninei. De la amărăciune la bucurie. Credeți că se poate? Eu cred că astăzi, dacă vrei și dacă îți decizi, dacă îți propui, dacă te rogi, se poate. Ai venit cu o inimă plină de amărăciune și totuși poți să pleci acasă cu o inimă plină de bucurie. Cântarea. Când citești capitolul 2, deci între capitolul 1 și capitolul 2,
vezi ceva dintr-o dată schimbat radical. Ana s-a rugat și a zis, mi se bucură inima în Domnul. Puterea mea a fost înălțată de Domnul și atenție, mi s-a deschis larg gura. Până atunci nici nu ieșeau cuvintele pe gură, doar mișca buzele. Zicea așa ceva, nu se înțelegea ce. Acum mi s-a deschis gura larg. De la amărăciune la bucurie, de la rugăciunea mută fără cuvinte la cântare cu gura larg deschisă. De la plâns la fericire. De la foame la masă plină. Se duce, stă la masă, Penina e șocată, nu știe ce să creadă. Ce-i cu asta? Ce-a pățit? Uite că acum mănâncă, bea apă, se bucură, zâmbește, e fericită. De ce s-a întâmplat cu ea? Ceva simplu. Și-a adus rugăciunea, și-a adus amărăciunea prin rugăciune înaintea lui Dumnezeu. S-a gândit la ce are de făcut, nu la ce îi lipsește, nu la nu știu ce altceva. Vreau să fac ceva. Preia inițiativa. Și-a mai decis ceva, să nu mai țină cont de Penina, să nu mai țină cont de răutatea altora, să nu mai fie afectată, să nu mai dea credit, să o ignore efectiv. Asta s-a întâmplat. De la fața tristă la fața veselă, de la emoții negative la emoții pozitive, de la victimă la erou al credinței, de la stiarpă la o mamă specială, de la locul doi la ultima, ajunge la locul întâi pe țară, o mamă în Israel. O mamă care naște pe Samuel, dar o mamă care apoi naște alți 5 copii, pentru că asta se întâmplă atunci când dai Domnului, când îți propui să faci ceva, totdeauna Dumnezeu îți dă nu numai ce ceri și cât ceri, dar Dumnezeu îți dă nespus mai mult. Când dai lui Dumnezeu, nu pierzi niciodată. Dumnezeu, în locul lui Samuel, i-a dat 5 copii, 3 băieți și 2 fete. Când dai lui Dumnezeu, nu pierzi niciodată, nu spune niciodată, n-am de unde. Și Ana putea spune, da, n-am. Nu-l spune, nu am. Gândește-te la inițiative. Doamne, dacă îmi vei da, uitați-vă la mulți oameni, și Iacov n-avea nimic, dar a spus, Doamne, dacă îmi vei da, eu mă gândesc deja la ce voi face. Îți voi da 10-a parte, voi sluji pe Domnul, voi face. El deja îți făcea proiecte de viitor. Ce vreau să fac? E ușor să plâng, eu n-am ce-ți da, eu nu pot, eu nu am timp, eu n-am cum, eu n-am cu ce, eu n-am cu cine, nu și nu și nu. Lasă-le deoparte. Gândește-te la inițiative, promisiune, jurință, gândește-te în viitor. Doamne, dacă îmi vei da, eu voi face asta, voi face asta, voi face asta, și deja a început să-și facă planuri. Și credința ei a însemnat ca și cum a primit. Ea vedea ceea ce alții nu vedeau, vedea lucrurile care încă nu se văd. Poartă-te, că asta înseamnă credință, să te porți ca și cum ai primit. Asta a făcut Ana. Ea atunci n-a primit în rugăciune nimic. A trebuit să treacă un an. Dar anul acela de așteptare, Ana s-a purtat ca și cum deja avea copilul, ca și cum deja avea biruința, ca și cum deja avea bucuria, deja la masă, de acolo, cum s-a ridicat de pe genunchi, s-a dus la masă, fața ei s-a schimbat, totul s-a schimbat, atitudinea s-a schimbat, totul s-a schimbat, totul a devenit senin, cerul ei a devenit senin. Pentru că asta înseamnă credință. Dumnezeu în ziua aceasta să ne scape de amărăciune, doar El poate. Dar totodată El spune, atenție, tu ești cel care te superi. Vine Dumnezeu la Cain și spune, Cain, pentru ce ți-e posomorâtă fața? Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit, faci răul. Eu n-am ce să-ți fac, Cain. Dacă tu nu vrei să zâmbești, e problema ta. E răspunsul tău, e reacția ta, e decizia ta, e alegerea ta. Eu nu pot să-ți fac nimic, Cain. Nu te aștepta să-ți facă Dumnezeu ceva. El spune, eu am pus la tine, pentru că omul este o ființă liberă, tu ești liber să zâmbești sau să stai posomorât. E problema ta, e decizia ta. Vrei să nu cânți? Nu cânți. Nu o să vină, nu o să trimită Dumnezeu îngeri să-ți
deschidă gura să cânți. Nu. Nu o să vină Dumnezeu cu un arhanghel să-ți deschidă gura, să spui și tu un amin, sau să te rogi, sau să-ți bagi îngerii mâna în buzunar, să dai ceva, nu. Tu ești o ființă liberă. Deci când te rogi lui Dumnezeu, gândește că Dumnezeu spune, stai puțin, tu ai ceva de făcut. Tu trebuie să iei inițiativa. Eu am dat, ți-am dat ție butonul, comanda e la tine, telecomanda e la tine, dacă tu o dai pe mine și decide ea când să te bucuri, când să te rogi, când să te închini, e treaba ta. Ia-o înapoi. Nu mai lăsa pe alții să decidă viața ta, să decidă dacă ești amărât sau bucuros, nu mai lăsa pe alții să te controleze într-un fel sau în altul, pentru că Dumnezeu a pus în tine și în viața ta și astăzi tu poți să scapi de amărăciune dacă înțelegi că Dumnezeu te-a făcut o ființă liberă. El te-a chemat la închinare, te-a chemat la rugăciune și asta e primul lucru pe care l-a făcut Ana. Asta a vrut pe Nina, să nu mă închin, să nu mă rog. Totdeauna când mă suiam la casa Domnului, deja când se apropie duminică, deja atunci parcă toate se năpustesc asupra mea, ca nu cumva să ajung la biserică să mă bucur. Dar orice s-a întâmplat până aici, orice s-ar întâmpla în jurul meu, de ce să fie altfel? Îmi place atitudinea omului lui Dumnezeu care spunea, chiar dacă nu vor mai fi oi, nu vor mai fi, smochinul nu va da rod, vița nu... Nu mai, stai puțin, bucuria mea nu mai ține de ce se întâmplă în jurul meu, dacă este, dacă am mult, dacă e puțin, nu, stai puțin, eu am decis altceva. Eu tot mă voi bucura. Orice se întâmplă în jurul meu, și furtună să fie, și cât o travă vrea să dea pe Nina, și câte ace profesionale vrea să aducă cu ea, și oricât nu mă interesează, eu vreau să mă bucur.